Ia uite la, ia volul ăla, băi. Băi, unde, unde s-a dus, mă? A, vine. Mă, o să mă arba mie ală, băi. Ia tacea. Hei, salutare, bine v-am regăsit la un vlog nebun. Astăzi vom face cel mai tare concurs cu roțile de la mașină, partea a doua. Sunt cu fratele meu, Andrei. Hei! El e Forța și fratele lui, Alex. Și cu Titi, prietenul nostru, Titi Aur. Și vom face, după ce m-au zăpăcit și nu numai, foarte mulți abonați mi-au spus și are, bagă și partea a doua repede, vrem partea a treia, cât mai multe părți cu... Chiar am și ajuns cu acest tip de concurs. De data asta nu mai cobor cu smartul pe aici. Suntem cu... Am oprit mașina, tragem frâna de mână și coborâm să luăm cauciucurile. Și nu mai pot coborâ la fel cu această mașină pentru că e mai joasă. Ce părere aveți, mă, de numărele mele? Ia! Wow! Toată lumea, data trecută când am făcut, jos cu cauciucul, ia! Ușor să nu spargeți stopurile, că vă dau afară din casă. Ușor, bă, nu trânti. Ușor. Dă-le pe toate jos, cocoș. Și ia-le tu, că tu poți să le iei să mă scutești pe mine de o călăreală. Hai să facem. De-aia mi-am luat mașină cu 7 locuri. Așa, mă, frații mei, mă. Puteți să luați așa? Sau ca să nu mai iau eu? Că, da, știi cum e vorba aia. Așa, fraților. Dușește, pe aici, pe aici, pe aici, nu pe acolo, cocoșule, că dăm oile lui ăla. Dăm oile lui pilula. Mai bine pe aici, frații mei. Și vom face foarte frumos partea a doua. Le vom da drumul de pe acest deal, de pe acest munte. Deci suntem la cota 4200. Cum e cu cauciucul ăla? Te descurci? E gras? Bă, aici au pus ăștia niște frunze, dar n-are nimic, că le dăm drumul de pe partea asta. Băi, ce frumos, zici că am ajuns la munte. Ușor, ușor, să nu le dați drumul, așa, frate. Nu le-ai dat pe aici drumul, dar... Ba da, mă, pe aici, uite pe aici, de acolo le-am dat, uite chiar de acolo. Vezi? Fii atent cum facem. Bă, ulea, cât de frumos se vede să moară jumate din Larisa și trei sferturi din Alexandra. Ce ai făcut, mă, erai să te împiedici cu el, da? Așa, fratele meu, lasă-le jos aici, fiți atenți cum facem. Ca și data trecută, noi alegem un loc. Bă, și de aici e bine, se duce, da. Dar chestia e că, uite, ia uite, eu pe partea aia altă aș fi vrut să le dăm drumul. Ia uite, mă, ia uite. Dacă e mai uscată pe acolo. Păi nu, fii atent cum facem. Acum o să le aducem pe jos, nu le mai aducem cu mâna. Da, cu ei, cu Andrei și cu Alex, ne-am dat aici iarna trecută. O să vă las într-o miniatură la sfârșit, să vedeți când ne-am dat pe aici cu Sania și anul ăsta rupem tot. Mergem și pe gheață, pe partea aia și pe partea asta. Aoleu, grăbat de lungul, da. Deci, de unde le dăm drumul? Aoleu, ce frumos se vede. Uite așa, cred că am mai dat mine, state mai. Băi, frate, băi, ia uite, mă, ce frumos e. Soarele. Ia uite. Ha? Șari. Mamă, ce frumos. Ia zi, prale. Ia uite să le dăm pe aici drumul, că ai vii acolo un puțin de coastă. Păi nu, știi care e treaba? Dacă ele dau, cum spui tu, în dâmbul ăsta și sar în sus, își ia din energie. Dacă se duc așa întins pe jos, se duc mai mult. Mergem în parte. Nu, fii atent cum facem. Uite, hai să le dăm drumul. Uite tot aici, mă, de unde e gunoiul ăsta. Aha. Fii atent. Așa, și lasă-le, pune-le aici, ca să nu te murdări în pastă. Bagă-le aici. Pune-le așa. Ne luăm fiecare cât un cauciuc, doar că ar trebui să ținem cont al cui e fiecare cauciuc, adică care a dat. Al meu are căpăcel. Al tău are căpăcel. Vedeți avionul ăla? Îi dăm un zoom pe el? Ia, ce zici? Ia, fii atent aici. Ia. Ce zici, îl vedem? Da. Ia uite-te la mine aici, fii atent. Vrei să vedem de la ce e? Fii atent. Ia uite-te. Zoom mare. Hai să nu mai râd. E de la Swiss Air, a? Da. Mamă, cât de mic se vede. Da. Cât de mare era. Ok. Prima încercare. Șari la balon, baba ucigașă. E, fiți atenți cum facem. Ăsta e al meu, primul, băi, da? Da. Deci vom ține cont. Acum, data trecută când am făcut cu Alin și cu Jamaica, le-am dat drumul așa, știi? Acum, știi ce vreau să fac? Să-l iau așa și să-i dau așa drumul, să vedem care dă mai mult, ok? Fii atent. Să prinzi cauciucul bine, că sparg capul și nu mai mănânci diseară. Ia fii atent aici. Stai!
Să moară Larisa. Haide. Oh, să moară Larisa, filmează. Că se duce bine. Mi-a căzut și șapca din cap. Ia uite dușmanul unde s-a dus. S-au dat drum. Este. Aole, ce aiurea, că am vrut să-l dau. Eu am vrut să se ducă așa de-a drept. Următorul e Alex Mitraleră. Iar atâți mușchii aia periculoși. Mucie, așa, mușchii, mucie. Ia prale, ia. Rupe-te. Fă din două. Ai spart și o cană. Ia, ce s-a dus ăla. Ia. S-a întors înapoi. Nu s-a dus foarte gras față de al meu. Ia. Ia, Titi, să te vedem. Ușor așa, cum poți tu. Nu l-a ridicat peste cap. Ia. Ăla e. Ia. L-ai dat în diarie. Bă, a lui s-a dus cel mai mult. Se duce. Mă, mică, n-am crezut pe toți. Adevărat. Dar în ce a dat acolo, mă, într-o oală? Dați-vă la o parte să arunce și diavolul tasmanian. Ușor, fratele meu, ușor. Ia, diavolul. Maria, cârveci. Hai că lui ăsta se duce cel mai mult, fii atent. Păi, l-am pierdut deja, nu mai știu care cum s-au dus. A lui ăsta s-a dus cel mai mult, fii atent, ia uite. Ai văzut? Deci fii atent, al tău e acolo. Bă, țineți-vă minte. Unul e aici, unul e acolo și unul acolo și al meu e acolo. Hai după ei, fraților. Ușor, bă, să nu cădeți pe jos, că ne vărsăm aici, că e versantul gras. Hai bă, Lane, ușor, dacă te rupă din două, să te coscoață roșie. Hai, traversați, dacă erați în armată, ce făceați? Uleu! Ia uite ce am găsit, băi. Ia uite, un capac de damigiană de țuică. Ah, deja mi-am luat doza de energie. Nelipsiții scaieți. Și nelipsiții țepi pe care îi luăm. Le-ai luat pe amândouă, hai să iau și eu unul, frate. Și urcăm pe partea cealaltă. Deci mă simt ca în savan. De aia e atât de frumos, frate, dacă ar fi și în București loc ca ăsta. De fapt, cred că e doar acolo, la lacul Văcărești. Ia zi ceva, domnul. Am gărat două cauciucuri. Aha. Și m-am obosit. Ok, uite cum facem. Noi am aruncat cauciucurile de pe dealul ăsta. Deci ce munte este? Muntele Athos. Muntele Athos? Le dăm drumul de acolo, hai. Ok, dăm și pe un cauciuc. O să opresc eu. Vedeți că ne luăm fiecare câte un cauciuc. Nu așa, mă, ia-l așa ușor. Yeah. Așa-l, Caria? Așa, mă, nu mă, împinge-l pe jos. Hai că opresc eu camera și împinge-l așa, țaca-paca. Bagă-te în cauciuc și împinge-te înainte. Ne vedem sus, doamnelor și domnilor. Am urcat. Totodată facem și mișcare. Cred că o să fac febră la gambe. Prietenii mei la fel. Yeah! Ce mă, vă dați înapoi? No! Nici dacă e noroi. Hai da. Deci priviți ce priveliște absolut criminală. Ia privi ce frumos. Mamă, cum să nu iubești? E atât de liniște aici. Nu se aude ecou, nu se aude nimic. Terața aia e defectă, e cu defectul în sus. Uite gâsca aia, bă, stă cu defectul în sus, ești nebun? Lebăd. Vai de capul meu, ce frumos. Acum știi de unde le dăm drumul? Eu zic să le dăm, uite, de aici, frate. Aici e cel mai ok, nu, adevărat. Și au, dacă legem, nu e mult boscheți aici, recunoaște. Da, nu, știi care e treaba? Data trecută le-am dat drumul, uite, de pe aici. Eu vreau, dar nu se vede acum, din partea aia altă să le dăm drumul, de la Popește, acolo de unde sară ea cu parașutele. Pe partea asta de aici, dacă le dăm drumul, se duc direct în apă, vezi? Oh. N-ai cum. Pe oriunde, dacă le dai drumul, uite că e vale peste tot. E numai vale. Și n-ai cum că se duc direct în apă. Uite, pe acolo era. Da, pe noi, că se duce direct în apă. Ești nebun, cine nuată după ele. Gâște, trimite în gâștele alea. Și nu, cel mai bine, uite, de aici le facem. Și le dăm drumul de aici. Da. Ia zi, Titi. Aici ne-am dat cu sânile, băi. Da. Aici ne-am dat... Adevărat. Alex, când s-a dădea cu ciolofan. Aici ne-am dat cu sânile, frate, ce mișto. Erau bălani mici, frații mei. Și
Da, uite pe acolo. Ne-am dat pe partea asta. Mamă, deci când am filmat așa cu cealaltă cameră, aveam altă cameră. Deci era afară minus 17 grade. Mă da, țineți minte? Știu, știu, da. Știu. Când aveai ăștia Andrei și cu Alex, bine, și el, dar mă refer ei doi care sunt și frați. Au o imunitate de fier. Deci ei aveau decât o geacă, cel puțin ăsta avea o geacă și se vedea spatele, îi se și vedea. Și am văzut că am vrut să dau și căciula jos. Da. Și ți-am zis: "Nu, da căciula jos, să nu răcești, stai cu minte." Și se dădea pe jos, fraților, și eu aveam o pereche de pantaloni și încă două perechi de pantaloni, ești nebun. Hai că tu, păi tu ai căzut în apă la gârlă acolo, nu știi? Mi se pare că mi se pare că aveai două piciorul. Perechi aveai, că aveai două. Dar... Nu, mă, două perechi aveam, o pereche de training și o și blugi aia. Nu, asta mă te dai și tu. Mă dau și eu cu sanianul ăsta, păi vreau să ne luăm de la care te-l bagi sub fund și capac de la de pe de te dai cu el. Hai bă, ce mă pun pe el și fug așa? Hai da. Hai doamnelor și domnilor, fiți atenți. Hai. Hai că am filmat. Ia să vedem pe unde o ia. Hai că s-a dus ceva, mă. Hai, bine. Se duce în apă să mor. Nu s-a dus. Nu s-a dus. Ia uite dușmanul unde se duce. Mamă, și chiar pe lângă drum. Pe lângă drumul ăla. N-are nimic, toți le dați drumul așa. Hai, fă-i vânt odată de două, trei ori și zic cuvântul magic. Maria Cârneci. Maria Cârneci. Așa. Să vezi că tot încolo se duce. Și a lăsat tot așa se duce. Nu, s-a lăsat eu. Hai că e bine. Uite, nu e bun. Bă, se duce în apă, ești prost la cur. Se duce în apă, mă. Nu, să vezi că te oprești direct pe drum. Băi, ai văzut când s-a oprit? Mamă, ia Mariana, hai. Ia, gr, gr. Era să cazi tu cu cât. Hai că alul ăsta se... Alul ăsta și-a la viteză mai mare. Ia. Mamă. Ia unde se duce la... Se duce în Pantelimon ăsta. Dar fii lângă drum, ia uite. E drum. Fix pe drum, bă! Da, fix pe drum, bravo. Diavolul tasmanian! Ia, fă primoară, ritual! Ia, tarbâc, muntele Atos! Hai, Maria, Cârnești, la paralele! Hai, la lui ăsta e umflat tare. Ia uite! S-a urcat pe nuc în sus! Maria, Cârnești, paralel, 2017! Hai să vezi ce te bagă la tocmai în boscheție, ia uite! S-a urcat pe nuc în sus! Care-i mai departe? Al titi. Nu, al tău, pentru că al lui s-a dus lângă apă, al meu s-a dus în partea asta. Titi mai înainte. Mergem fiecare. Da. Te-ai murdărit pe față, băi. Ia asta, mi se pare de la cauciuc ăla și ți-ai dat un pic pe față. Fratele meu, viața mea. Pari. Te-ai cănit un pic pe față. Ușor așa, băi, să nu... Haide, mă, frate, nu. Să nu vă vărsați. Diavolul tasmanian! Ia uite cum s-au împrăștiat ăștia. Doi acolo și noi aici. Ușor, mă! Un pic de mișcare. Ia uite-mă pe prietenii noștri. Dacă cad aici, mă fac pardaf. Ia, îi vedem pe prietenii noștri, ia uite. Ia să vezi ce le fac. Hoții la cauciucuri! Hoții, hoții! Ia... Au început câinii să latre. Hoții! Aolea, ce aer frumos aici. Băi, probabil unii dintre voi vei spune. Ia să mergem până la apă aici, să vedem cum e. Cauciucul meu e acolo. Titi e acolo și eu sunt aici. Probabil veți spune: nu sunteți sănătoși, fraților, nu aveți cu ce să vă jucați. Cum să nu avem cu ce să ne jucăm? Ba din contră, aceste jocuri pe care le jucăm sunt absolut criminale. Mamă, ce marfă! O fi bine de pescuit aici? Hai bă, o fi pește aici? Cred că e. Veni la pește... La anul! Mamă, ce frumos! Ce liniște, mă, să nu adie vântul deloc? Unde să ia? E, v-am spus, au o imunitate de fier. Ăsta cel puțin, Andrei și Alex, dar e cu 10% mai încet, dar e mai puternic. Dar Andrei, vă spun, ascultați-mă pe mine, ăsta e o fibră, are o putere și o poftă de viață. Ok, doamne și domnilor, concursul se ține băț, se ține tare. Le mai luăm. Băi, ia fii atent pe unde le dăm drumul, pe aici!
Băi, dar dacă le dăm drumul pe aici, vor cădea în apă mai mult ca sigur. Ha? Nu, ia uite, chiar pe aici. Pentru că, uite, e dealul ăsta, după care e dealul secundar. Le dăm drumul de acolo? Păi și dacă cad în apă, cine le mai scoate din apă? Ești nebun la cur? Băi, Adi! Ia dă-i drumul de acolo, stai așa! Bravo! Dă-i drumul de acolo, frate! Stai ușor, Alex! Diavolul! Lua pe... Ia! Ce proast e ăla, nu știu dacă l-am... S-a dus în apă! De ce ai dat cu piciorul el? Nu știu dacă l-am... Păi de băi, prostule, nu mai da cu piciorul, că îți rupe picior. Aruncă-l și pe alu, frate, tu, bă, tot acolo, hai! Da, 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 priviți câtă energie are. V-am spus, nu se compară ăștia crescuți la țară, prietenii ăștia ai mei, de care sunt foarte mor după ei, că mă bucur de ei. Bravo, fratele meu, Tasmania, diavolul! Ia uite, 6-6-6! Ia uite și pe ăla, ăla merge încet, dar sigur, fratele meu, energie polară. A, băi! Anticristul! Ia, cum face anticristul, ia? Urât, băia, taliban! Ce a țipat? Ia sta... Băi! Să mai țip eu, dar... Ia mai țip o dată cum a țipat data trecută. Ia, ia uite la diavolul ăla, băi! Băi! Unde? Unde s-a dus, mă? Du-te, a, vine. Mă, o să mă arba mie, lăbă! Bă! Ia tația! Băi, dacă-l calculai și după ajungea până aici, am... A lovit cauciucul meu. A? Nu mai pot, am făcut hernie de râs la genunchi. Bagă mâna și ia un băț de ăla și trage-le și nebun să nu se ducă mai încolo. A? Pe unde la... Băi! N-am cum. Fiți atenți cum facem. Le ducem pe toate sus și... Băi, venim să dăm la pește aici, că uite, se vede că e... Da. Băltăceală. Da. Băi, a lovit cauciucul meu, ești prost la cur? Om, dar cum asta arriva? Da, dacă... Deci, e marfă că... Chiar dacă se duce în apă, să luăm un băț mare, să le luăm, ești nebun, e mai mișto așa, băi, cum s-a văzut. Hai să le ducem sus pe astea și le mai aruncăm o dată. Și vin eu de jos și voi le dați drumul de sus, da? Cum îl e? E aproape de aici, hai să ne băgăm în el. Dezbracă-te de șosete și... Da. Stai mai așa că luăm un băț, hai, ne vedem sus. De data asta și ultima dată, ei vor da drumul cauciucurilor în partea asta. Gabi, ia uite. Da, mă, da, și eu m-am urdărit, știu. Și o să-i filmez de jos. Deci partea cea mai tare e și prima parte pe care v-am pus-o, adică la început puțin, când s-a dus cauciucul în apă. Deci nu știu cum parcă a fost. Deci puteam să calculăm oricât am încercat, oricât ne-am fi chinuit să calculăm traiectoria ca acel cauciuc să se lovească exact de cauciucul pe care stăteam eu, după care să sară în apă și nu ne-am fi descurcat, adică nu ne-ar fi ieșit socotelile. Soarele s-a lăsat, ia să vedeți. Avem parte de un apus absolut criminal. Și... Băi, dar vreau să țipați ca lumea când e. Nu așa, mă! Talibanul! Stați așa, e și o gaură de vulpe acolo și nu știu asta ce e. Cred că... Ai, bă, aici sunt iepuri? E o gaură de, cred că de iepuri. Doar nu sta vulpea aia. Habar n-am și nu mă interesează. Pe aici, măi! Dă-l cu fața la mine! Așa, mă, cocoș cu păr! Hai! Mamă, ce? Oho!
Poate se duce și ăsta în apă. E bine că vin eu cu mașina după. Valeria, uite! Ia, diavolule, hai! Ăsta vine direct în mine. A fost încetinit de... Când mă duc eu să aduc mașina aici, voi le strângeți aici, uite, acolo. Da, da, da. Da, da, că vin eu cu mașina acolo. Ăla doar dați-le toți trei drumul, băi. Puneți toți trei mâna pe ele, să nu vă certați, hai. Trebuie să-i înțeleg. Băi, dați-le toți trei drumul, mă. Puneți toți trei mâna pe un cauciuc, să nu vă certați. Hai, bine, hai. Îmi place să nu se certe. Parcă ți-am zis să dai drumul la mine aici, că se duce în apă ăla. Să vece nos după el. Mamă, ce viteză și-a luat. În apă direct. Adevărul că te-ai ascultat. Și acum toți trei crai de la răsărit. Chiar că aici, bă, încoa. Deci, după cum observați, Savana împiedică... Ia uite câine. Yeah! După cum observați, Savana... Savana, vorba vine. Vorba vine, uitați ce am aici, fraților. În general, oprește foarte mult din viteza cauciucurilor. Voi le duceți pe toate acolo și eu vin cu mașina pe partea aia. Mai sunt două cauciucuri aici, băi! Data viitoare, adică mâine, vom face un vlog la pește. Încercăm să venim la pește aici, pentru că ne-a plăcut foarte mult. Ăsta e cauciucul care a căzut în apă. Și vom încerca să dăm la pește, să vedem dacă merge peștele. Ce e mâine? Sâmbătă. Da, mâine o să venim aici la pește. E clar, mâine vom face un vlog la pescuit. Să nu ratați, să stați alături de noi. Și mi-a venit și premiul de la YouTube. Trebuie să fac un review cu el. Deci am luat-o prin toți boscheții ăștia. Da. Păi uite, unul e mai încoace și unul e mai încolo. Fiți atenți ce de-a la meu de urcat. Băi, eu aici cred că sunt iepuri. Nu știu, deși că sunt. Ia uite, și aici. Și aici. Și aici. Dar nu știu de la ce sunt lăbuțele astea. Mamă, câte sunt. Nu mă miră. De ce nisip aici, observați? Mai mult ca sigur sunt urme de vulpe. Ce mai marfă? Să pun o cameră. Cum e asta cu infraroșu? Ia fiți atenți, dacă dau drumul la infraroșu... Vedeți? Nebunii mei fac treabă, eu mai am puțin și ajung pe dealul. Ia să vedem. Ah, adoram să fac asta când eram mic. Imediat. Hau! Deci m-am urcat chiar aici, de unde am aruncat prima dată cauciucurile. Băi, deci mă topesc de locul ăsta. O să opresc camera să fac și un selfie și sunt murdar pe mâini. Să intrați pe Instagramul meu, Shari Vlogger, să mă urmăriți, să-mi dați câte o inimioară. Mașinuța mea e acolo și mergem imediat la ea să mergem să recuperăm cauciucurile de jos. Am ajuns la mașinuță în acest moment. Ne vom întoarce aici frumos și vom... Auzi, cățelușii, sunt supărați pe noi. Vom merge să luăm cauciucurile. Ia să vedem ce avem aici. Avem contact. Am pus contactul.
scoatem din viteză. Și a pornit imediat. Pa, pa! E chestia că acum trebuie să virăm la... pe aici. Așa. Deci trebuie să o luăm pe aici. Deci acela e muntele de unde am aruncat cauciucurile. Și vom arunca mult mai multe. Și va trebui să merg pe aici în linie dreaptă. Să mergem să ne luăm prietenii. I-am dat treapta a doua și dă-i la treabă. Aha, uite pe ei acolo, ne așteaptă. De fapt, mă așteaptă, dar voi fiind parte din familia mea, pentru că eu vă consider și chiar sunteți parte din familia mea, sunteți alături de mine, deci ne așteaptă. Ce să mai zic? Altceva în afară de acest apus minunat. Doamne, deci cât de frumos e. Chiar mi-am dorit întotdeauna să am parte de așa ceva, de o toamnă târzie întotdeauna. Și de-aia mă joc tot timpul, mă distrez cu prietenii. Pa, stai! Și dacă sunt prietenii mai mici ca mine, nu mă interesează, pentru că cei de vârsta mea, v-am mai spus și în alte vloguri, nici nu se gândesc să iasă ei să se distreze așa, pentru că na, fiecare s-a maturizat în modul lui. Așa că eu mă distrez și îmi trăiesc viața exact așa cum vreau. Mașinuța mea e mai joasă și tocmai de aceea o să încalec aceste șleauri. Ce frumos! Deci vreau să mergem la pește aici, fraților. Aici chiar am prins pește când eram mai micuț, am făcut și baie. E un lac foarte frumos, foarte măricel. Prietenii mei ne așteaptă acolo. Wow, deci pe aici puteai traversa, frate. Și nu curge apa din partea aia în partea asta. A crescut nivelul apei. Ok, doamnelor și domnilor, se întorc eroi pe serat acasă cu dăg de flori, cu cauciucuri în mașină, ca să facem altă poveste de asta. Vă pupăm și cu voi a fost Shari și echipa de elefazani. Elefazani sau cum se zice? Elefanți? Elefanți. Eletrompe, nu? Sau cum? Eletrompe. Eletrompe. Vă pupăm. În descriere aveți linkul meu de la Instagram, pagina de Facebook, tot ce doriți. Abonați-vă și la canal și distribuiți pe Facebook dacă v-a plăcut. Ia zi, băi, Titi. A. Și mâine mergem la pește. După care o să facem vlogul cu premiul de 100.000 de abonați. Tocmai acum am gândit și o să-l revendic, pentru că am și uitat de premii. Pa, pa!